24 martie 2020 a fost ultima dată când filozoful Mihai Șora a luat legătura cu fanii și prietenii săi. Unde a dispărut Mihai Șora de mai bine de aproape 7 săptămâni, mai exact după ce a fost aruncat zvonul că el și soția lui ar fi infectați cu coronavirus. Este întrebarea pe care și-o pun toți cei care urmăresc pagina de socializare a filozofului de 103 ani, după ce acesta a întrerupt brusc legătura cu aceștia, în condițiile în care avea postări zilnice, Facebook-ul său fiind aproape ca un jurnal. Nu doar că nu a răspuns la nicio întrebare, la niciun mesaj al fanilor și apropiaților, dar se pare că nici nu răspunde la telefon. În aceste condiții, este normal ca lumea să se îngrijoreze, mai ales că ultima postare a soției lui Mihai Șora, datată tot 24 martie, a fost una interpretată de mulți ca fiind una îngrijorătoare. Pozitivi, amândoi, și doar Dumnezeu, în mare mila sa, a scris, pe contul său de pe site-ul de socializare, Luiza Palanciuc, soția lui Mihai Șora. Mesajul straniu, care ar fi putut fi interpretat atât ca stare de spirit pozitivă, deci de bine, dar și ca rezultat al testării privind infectarea cu COVID-19, a creat multe discuții. Numai că, după acest mesaj s-a așternut liniștea atât pe contul lui Mihai Șora, cât și pe cel al soției sale. Iar de atunci, zilnic, mesajele se înmulțesc, iar lumea întreabă ce s-a întâmplat cu cei doi. Dacă unii cred că Mihai Șora și soția s-ar fi putut retrage undeva, într-un loc liniștit, unde nu au acces la internet, alții cred că au hotărât să se deconecteze și să păstreze tăcerea pentru o perioadă. Chiar și așa, amicii filozofului sunt panicați. Pentru că dacă în cazul fanilor săi, este poate normal ca Mihai Șora să nu vrea să dea informații dacă a hotărât să ia o pauză, virgulă, în cazul prietenilor și ale amicilor, rostul acestei tăceri nu prea are o explicație. Fiul lui Mihai Șora locuiește în Germania, punct, și totuși, sunt mulți care cred că totul este în regulă cu Mihai Șora. Și asta pentru că au intrat pe contul fiului său, Tom, care locuiește în Germania, iar aici nu au găsit nicio referință la starea filozofului. Mai mult, fiul lui Mihai Șora a inițiat de la începutul pandemiei de coronavirus un proiect apreciat de numeroși oameni de pe întreaga planetă, în care în fiecare zi postează o imagine de la fereastra sa. Iar Tom Șora, în fiecare zi, în jurul prânzului, a postat câte o poză pe Facebook, ratând nicio zi până acum.